Salut și bine ați venit la un episod mai special. Cred că e primul episod de PES pe canal. Ei bine, dacă nu știați, s-a lansat PES 21. În episodul ăsta o să-mi dau cu părerea despre acest joc și o să încerc să fiu cât mai sincer și corect în legătură cu acest joc. Pe fundal o să vedeți un pack opening, practic primul meu pack opening făcut în PES 21. Bă, a fost decent, așa că rămâneți în episod pentru... Eu sunt jucători faini care au picat și surprize, cred, plus că o să vă spun ce o să fac eu cu jocul ăsta anul ăsta, pentru că am câteva idei și părerea mea sinceră despre joc, cum spuneam, așa că hai să începem. Pentru început o să spun exact ce nu-mi place la joc. Nu-mi place faptul că are foarte puține licențe, nu-mi place gameplay-ul, cel puțin la Ultimate Team gameplay-ul este foarte, foarte, nu neapărat lent, dar... E mai diferit, să zic așa. Nu o să comentez alte aspecte legate de bug-uri sau ceva, pentru că nu pot să zic că mă pricep. Nu îmi place că stai foarte mult să găsești jucător ca să joci la online. Nu mi place faptul că în ziua lansării jocul pe PC s-a lansat cu vreo 3-4 ore întârziere față de PS4 și Xbox, ceea ce nu mi se pare corect. Mă rog, trecem cu vederea. Și cam atât. Singurul cu care chiar pot să spun că ar mai fi o chestie care nu-mi place la ei este că ei efectiv nu vor să investească în gameplay. Bine, acum nu zic să-l facă exact ca la FIFA, că nu cred că ar fi corect și nu e ok să copieze gameplay-ul de la FIFA, dar nu știu, să-l facă puțin mai dinamic, mai realist. Asta e părerea mea, poate unii dintre voi care au jucat jocul ăsta înțelegeți. Cam astea au fost chestiile care nu-mi plac, hai să mergem și la chestiile care îmi plac, pentru că, da, surprinzător, sunt destule care îmi plac. În primul rând, îmi place grafica, cinematicurile sunt senzaționale și la career mod, la player sau la manager, plus și ce vedeți acum pe ecran, la My Club, să nu zic Ultimate Team, când semnezi un jucător, grafica e ok, ideea e ok, îmi place modul co-op foarte mult de la My Club, din câte știu cred că poți să joci chiar și în 3, ceea ce e tare cu echipa ta, pur și simplu îți mai inviți 2 prieteni, dacă nu mă înșel exact, n-am jucat modul, dar am văzut la alții gen Kurt, sau Run the Farm Market plus Tex, era o echipă imbatabilă, echipa mea preferată, poate ați văzut și voi. Ce mai îmi place la acest joc? Îmi place că ai exact probabilitatea când deschizi un pachet, știi exact ce șanse ai să spice un jucător bun, îți arată exact ce poate pica din pachetul respectiv și chestia asta e mult mai ok. Și ei au microtransacții cum ai în FIFA Points. Doar că aici poți să câștigi FIFA Points făcând anumite misiuni. Adevărat că la început ai un anumit număr pe care îl poți câștiga, dar totuși, când vreodată în FIFA voi ați câștiga FIFA Points pe gratis, știu că pe console la un moment dat mai erau persoane care primeau 1000 de FIFA Points pentru că își luau abonament, ceva de genul, dar nu cred că le erau delădate de eSports. Mă rog, trecem peste, nu vreau să fac exact comparații între două jocuri așa mari, pur și simplu spun părerea mea la PES. Îmi place la career mod... Tot așa, merge pe poveste, cinematicuri interesante și personal cred că mai acceptabil gameplay-ul de la carieră, așa că s-ar putea să fac un player career mod. Spuneți-mi și voi părerea, e posibil să fac asta dacă apare din nou patch cu Liga 1, știu că tot timpul sunt niște băieți care lucrează la PES și ai cam tot timpul acest patch cu Liga 1. Deci da, dacă o să apară, probabil o să fac, bineînțeles, dacă o să vreți și voi, scrieți în comentarii, pentru că da, un player care era juca, la My Club, sincer, n-aș putea să joc, pe lângă faptul că m-ar dezavantaja la FIFA, pentru că anul ăsta chiar vreau să fiu mult mai competitiv pe FIFA, poate o să încerc să fac Elite, adică eu o să încerc, nu știu dacă o să și reușesc, poate o să reușesc, dar din nou nu vorbim despre FIFA, dar un player care era juca, poți să te faci mult mai realist decât FIFA, din nou, iar fac comparații, dar asta este... Și da, chiar aș juca un player carier. Nu au așa multe legende să le zic, dar cu puțin noroc și dacă chiar joci acolo, nu știu, undeva la jumatea jocului ai putea să ai cam toți jucătorii. Îmi place ideea de training, poți să le crești overall-ul și de exemplu nu e ca la... Da, nu mai fac comparații, spun doar că îmi place că poți să le crești overall-ul, deci dacă ai un jucător și tu... De ce mai juca mult cu el și îți place, poți să-l ții mai mult în joc pentru că îi crești statisticile, să zicem așa, și face față. Încă o chestie, nu ai market și din nou asta e bine pentru că marketul oarecum nu e un lucru bun, mai ales pentru că
unii jucători crește așa ciudat, prețul aia și te face să vrei să iai și pentru asta, ca să faci coins, de multe ori apelezi la faptul să bagi bani în joc, ceea ce nu e cazul aici. Mă rog, per total am spus ce-mi place, au niște moduri interesante de joc, la MyClub și e bine gândit totul. Singura chestie proastă care contează cel mai mult e gameplay-ul, care pe mine nu mă atrage și aproape adorm într-un match, e frustrant la anumite faze. Îmi place faptul că la controlele ai opțiunea să le ai exact ca și la FIFA, ceea ce e bine, nu trebuie să te schimbi oarecum să înveți anumite chestii. E posibil la scheme să fie altfel, dar că cine face scheme, eu nu. Mă rog, da, per total, încă un lucru nașpa, mi-am adus aminte acum, care nu-mi place. Efectiv, anul acesta ei nu au făcut nimic, e același joc ca la 21 și e același joc ca la PES 20, doar au făcut update la echipe și nici măcar ăsta nu au făcut ca lumea, adică unele transferuri încă nu sunt gata. Și nu mă refer la gen cele recente, Thiago la Liverpool, gen Kolarov la Inter, care cred că e de aproape lună, se știe, cel puțin de acum de 2 săptămâni înainte de lansarea jocului aveau timp să-l facă. Asta apropo, că ați văzut că mi-a picat Kolarov printre primii. Altă chestie este că da, legat de asta, dacă tot ai făcut doar un squad update, de ce mai cer $30 pe joc sau cât a fost? Hai, maxim 20, dar aveai și opțiunea să-l dai gratis. Știu că poate n-ai fi câștigat nimic, dar gen, ce resurse ai investit? Cât de mult ai investit anul ăsta la joc, acum de rău că ai făcut un update? Câți angajați ar trebui să plătești ca să faci acest update? Înțeleg că poate anul ăsta ai mai plătit niște licențe în plus, dar nu sunt așa multe. Mă rog, nu contează. Cam asta a fost părerea mea. Nu vreau să fie foarte lung clipul și nici să vă plictisesc și oricum nu am așa filmat foarte mult nici pe Copeningu. Cert este că în perioada ce urmează o să fiu full axat pe FIFA, dar o să fie loc de o carieră pe PES la de jucător, dacă și voi vreți asta, în curând, cine știe. Depinde când apare și acel patch și depinde cum stau eu cu programul. Nu uitați, dacă vreți să cumpărați jocul pentru Steam, vă recomand Eneba. Este mai ieftin decât pe Steam, nu pot spun că e mult mai ieftin pentru că abia s-a lansat jocul, dar e mai ieftin, plus că aveți și o reducere de 3% folosind codul HALUC, nu uitați de asta. Și mai ales dacă vreți să mă susțineți, chiar mă ajută foarte mult să-mi folosiți codul pentru a continua parteneriatul și pe viitor cu cei la Eneba. Cam asta a fost părerea mea sinceră despre PES 21. V-am spus ce o să joc cu acest joc, ce mod de joc și ce nu-mi place exact. Spuneți-mi și voi părerea și dacă l-ați cumpăra. Și da, sincer, acum, după tot ce am spus, dacă nu-l primeam gratis și le mulțumesc developerilor, nu cred că l-aș fi cumpărat. Dar, din câte știu, S20 a avut o variantă gratis. Cred că și 21 o să aibă, sau oare, deja nu mă pricep. Așa că puteți să încercați acea variantă dacă o să apară. Sau să încercați 20 pentru că practic e același joc și să vă convingeți singur dacă vreți 21 sau nu. Ăsta a fost episodul, până data viitoare, aveți grijă de voi, nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut și a fost util. Ceea ce v-am spus eu, repet, e strict părerea mea, puteți să aveți altă părere. Și prezentați-vă în comentarii cât mai ok, fără hate sau alte chestii. Cam atât, la revedere!